Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Invitatul nostru e un actor cu majusculă, un actor de cursă lungă, Dorel Vișan. Un om care, vrem nu vrem, a marcat istoria teatrului și istoria filmului românesc din ultima jumătate de secol. Sună frumos, nu știu dacă se și acoperă. Dacă ar fi numai Iacob și dacă ar fi numai senatorul Melcilor și dacă n-ați fi fost și Creangă și dacă n-ați fi fost și... Ce erați în O lacrimă de fată? Un maior, anchetator? Anchetator. Și tot ar fi destul sau ar fi ceva ce rămâne. Da, e adevărat. Am avut și noroc. Norocul pentru un artist este fundamental. Important este ca atunci când îți vine norocul să fii pregătit. Eu am o vorbă că mai trist decât moartea este să te prindă binele nepregătit. Da, dar poate un om vreodată să nu fie pregătit pentru bine? Da, omul în general nu se pregătește. El așteaptă binele, dar nu întotdeauna se pregătește. Dar cum trebuie să te pregătești pentru bine? Având tot timpul o stare de veghe, trebuie să vâslești tot timpul. În slujbele de prohod ortodoxe se spune: Doamne, marea vieții noastre se tulbură din cauza viforniței patimilor și a dorințelor. Și noi alergăm la malul tău liniștit și strigăm la tine: Doamne, scoate-ne viețile din stricăciune. Ca să ajungi la acest mal liniștit al lui Dumnezeu și al credinței și al vieții, niciodată nu poți să lași vâslele din mână. Vă priveam așa în timp ce îmi spuneați fragmentul de slujbă, pe care chiar cum de l-ați învățat pe de rost? Eu am citit foarte mult Evanghelia și când am scris psalmi și la noi în familie Evanghelia se citea cu voce tare. Cine o citea? Tata. Tata, brigadier Silvic, brigadier Silvic, în comuna Teușeni, de lângă Cluj. Da. Și iată, ați spus, când am scris psalmii, trebuie să vă felicit. Mulțumesc. Și să vă spun că a fost o surpriză, pentru că nu-l credeam poate în stare pe actorul care atât de bine joacă cinismul sau un anumit tip de umor, să aibă curajul să-și arate propria față cu atâta disperare, încât după ce citești psalmii, pui, domnule, omul e mult mai complicat decât bănuiam. Țesătura sufletului omenesc e atât de fină, încât de multe ori poți să ajungi la concluzia că omul practic nu poate fi sondat, pentru că acțiunea lui este între două puncte extraordinar de îndepărtate, între sublim și mizerabil. Ați dat ochi cu amândouă, nu? Am dat. Privind înapoi spre tot ce a fost drumul dumneavoastră, cine ar fi crezut că un băiat din Teușeni va fi un fals sau va fi senatorul Melcilor și așa mai departe? Sau va lansa psalmii la Paris. Și în Peru. Și în Peru. Recitați-mi un psalm, un psalm de Dorel Vișan. Ce mare și puternic ești, Doamne, că eu pierd înainte de a ajunge în calea Ta. Și nu mă simt în stare să ridic până la înălțimea genunchilor nici măcar un fulg din aripile Tale care umbresc pământul. Sunt orb și eu și nu pot să înțeleg lucrarea Ta și a luminii splendoare. Oare ce sunt eu, Doamne, să-Ți amintești de mine? Oare ce sunt eu, Doamne, ca să mă cercetezi? De ce nu mă pot ridica deasupra speranțelor mele? Și de ce nu pot cădea mai jos decât nădejdile mele? De ce odată înlovesc fruntea de stele și apoi cobor să scurm în rădăcini? De ce odată sunt fructul cunoașterii și odată sămânță căzută între spini? Te caut în munți și pe întinsele ape năuc, iar Tu, neclintit, lângă mine continui lucrarea. Cuvântul mă bați și cu ploaia mă speli ca pe un prunc. Cu o mână pe drum mă îndrepți și cu alta mă întuneci cărarea. Și gândul plecat se întoarce la gând și cântul întrebării se întoarce la cânt. Mă simt o sămânță în pârg, căzută din pom pe un mormânt. Frumos. Dincolo de tot ce facem noi oamenii, de tot modul lamentabil în care ne folosim libertatea, etc., etc., lângă noi, citesc din Dorel Vișan, Dumnezeu continuă lucrarea.
Ce mare și puternic ești, Doamne! Suntem în Sâmbăta lui Lazar. Chiar ce vă trezește în minte Sâmbăta lui Lazar? Este imaginea învierii. Eu văd învierea numai în moarte. Nu poate exista înviere fără moarte. Iisus spune, adevărat, adevărat, vă spun vouă, dacă un bob de grâu cade pe pământ și nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, va răsări din el o roadă bogată. Deci, întotdeauna numai prin moarte se naște viața. Și invers, cum spune Eminescu, se naște spre a trăi și mor spre a se naște. Moartea face parte din viață. Este o trecere. Noi nu putem accepta acest lucru. Și ne dor și ne chinuim pentru lumea asta nenorocită pe care o părăsim. Pentru că nu putem avea, deși strămoșii noștri au avut această credință. Dacii au avut această credință, da, că prin moarte se duc dar la Zalmoxis. Dar noi ne atașăm de lumea asta nenorocită. Ne atașăm de lumea asta nenorocită. Din frumoșii dumneavoastră psalmi, iată, înveselește-mi inima, Doamne, nu-mi împietri inima, astea sunt obsesiile dumneavoastră și poate obsesiile fiecăruia dintre noi. Pentru că, până la urmă, cel mai mare rău care îi se poate întâmpla unui om este ăsta, nu? Da. Împietrirea inimii. Da, asta deznădejdea. Înseamnă moarte vie. Da, inima împietrită înseamnă că nu mai ai nicio deschidere spre Dumnezeu și atunci ți s-a închis și calea spre tine. Mi-a plăcut ce spuneți într-o poezie. Suflet alb ca hreanul. Da. Iată, am ținut minte versul. Suflet alb ca hreanul. Spuneți-mi ce culoare e sufletul dumneavoastră. Sufletul meu e așa, îndoit. Culoarea împelut. Păi culoarea îndoită este griu, așa. Oh. Este aveți gri. Suflet gri? Da. Deci nu e alb ca hreanul, nu e gri? Nu, de-aia m-a rugat lui Dumnezeu să-l facă alb ca hreanul, dar e greu să ai sufletul alb ca hreanul într-o lume care nu-ți creează condiții de umanitate. Pentru că ați avut și momentele dumneavoastră când v-ați bătut joc de darul lui Dumnezeu. Cred că există și momente din astea, există. Nu? Fără ele n-ați fi scris psalmii. Acum, nu vă cobor de la psalmi la... Nu. Pământ. Nu. Dar ați fost și secretar de partid. Da. Ați știut și să treceți printr-un partid care la ora asta mi se pare că nu mai există. Dar partid însemnat, cum spune Caragiale. Ați mai fost și în alt partid în afară de acela? Acum nu. Mai sunteți? Nu mai sunteți. Nu. Deci, nu mi-am mai permis. Ați făcut gesturi care v-au contrariat uneori prietenii. Ați avut prieteni buni care v-au părăsit. Da. Uneori ați lăsat impresia că sunteți un om, vă spun cu tandrețe, complet lipsit de caracter, adică un om fără caracter. Pentru că am jucat personaje așa. Spectatorul judecă personajul prin actor. Au fost actori care au jucat în filme pentru copii personaje negative, da, și copiii aruncau cu pietre după ei. Bine, pe stradă. Noi nu suntem niște copii. Și dumneavoastră ați trecut prin ciorbele despre care v-am spus. Da. Concluzia, ați ieșit din toate ciorbele astea cu sufletul gri și ați scris psalmii ăștia în care spuneți că n-aveți destui genunchi ca să vă rugați lui Dumnezeu să vă ierte sau să nu vă împietrească sufletul. Acum, suntem față în față cu un maestru al imaginarului. Să privim înapoi, să alegem o bucățică și în imaginar să o facem altfel. Da. Sunteți la Cluj, ați venit de la București, ați terminat actoria, erați un mare talent, trăiați în comunism. Da. Vă cheamă tovarășii și vă propun să fiți secretar de partid al teatrului. Retrăim această mică porțiune de imaginar. Ați alege să acceptați sau ați fi spus nu? Dacă aș reface drumul, l-aș face la fel. Pentru că atunci eram robii unei credințe. Întotdeauna adevărul fundamental se judecă prin vorbele oamenilor în funcție de spiritul vremii. Păi bun, și spiritul de vremii spiritul era că vremii... știați că trăiți într-o minciună, nu? Și acum trăim în aceeași minciună. Nu trăim în adevăr, sau în alta. Oricum, în alta. Totul alta, deci, și oricum una în care putem vorbi despre minciună. Da, e adevărat, dar nu ne aude nimeni. Dar nu ne ia nimeni în seamă. Mă rog foarte mult, aude foarte multă lume. Nu ne ia nimeni în seamă. Atunci, dacă vorbeai despre minciună, te asculta cineva, ori partidul, ori securitatea. Și te întreba, măi, tu și dumneata ce vrei. Acum nu te mai treabă nimeni. Poți să spui ce vrei. Și nu e bine. Și nu e bine. De ce? Nu e bine. Adică? Eu nu sunt de părere că un om este liber atunci când îi spune președintelui țării bou. Este total lipsit de libertate. El n-are voie să spună acest lucru.
El poate să-l critique pe președintele țării, indiferent cine este și cum e și ce face. Deci, corectăm bucățica de imaginare. Da. Vă cheamă tovarășii și vă propun. Eu nu regret că am fost secretar de partid, dimpotrivă, mă îndresc. Pentru că secretar de partid, cel puțin în perioada când am fost eu, nu era oricine. Nu era oricine secretar de partid. De obicei se alegea dintr-o întreprindere, dintr-o instituție, oamenii care nu care erau devotați partidului neapărat, ci oamenii care puteau să fie în față. Dar eu nu mi-am dat seama de minciună, dar la început nu mi-am dat. Mai ales că pe urmă m-au dat afară. Deci v-au dat afară la timp. De secretar de partid. Da, m-au dat la timp. Și a pus altcineva. Pentru că descoperise minciuna. Și nu vă pare rău că ați legitimat cu talentul și cu imaginea dumneavoastră un imens rău? Nu. Nu poate să-mi pare rău. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Vă dau un exemplu cel mai la îndemână. La această oră se condamnă cei care au fost șefi de închisori și au chinuit oamenii, nu? Se numesc... Puținii care au mai rămas. Puținii care au mai rămas. Torționari. Se numesc torționari, nu? Se condamnă. Foarte bine. Dar cine îi condamnă pe cei care vând droguri și mor sute de tineri nevinovați din cauza drogurilor? Îi condamnă și pe ei cineva când îi prinde. Nu îi condamnă nimeni, nici când îi prinde. Pentru că acolo sunt bani mulți. Vedeți cum funcționează minciuna. Din bine, acest dar nu putem scuza o crimă prin alta. Păi nu putem să o scuzăm prin alta. Atunci nici nu putem să-i condamnăm pe ăștia la alții, pentru că atunci trebuie să-i împușcăm și am face exact ce au făcut ei. Am înțeles, deci, că nici în imaginar nu vreți să transformați griul nu, în roz. În imaginar nu aș putea schimba, pentru că eu atunci, ca artist, eram mai mulțumit și mai fericit decât sunt astăzi. Adică? Atunci munceam. Pe când acum, de când n-ați mai muncit? De ani de zile. De câți ani? Păi, în film fac, atunci făceam 3 filme pe an. Acum fac un film la 3-4 ani. Deci se leagă tot la număr, dar altfel. De câți ani n-ați mai făcut un rol în teatru? N-am mai făcut de 15 ani. Nici nu accept teatrul ăsta nou, mi se pare... Aveți limitele dumneavoastră. Da. Dar mi se pare e loc și pentru teatru vechi, ca să vă citesc. Da, am făcut un recital, Eminescu, de exemplu. Cel mai frumos vers al lui Eminescu, după dumneavoastră, care e după mine, nu credeam să învăț a muri vreodată. Da, al dumneavoastră... e frumos și ăla, dar un vers genial este și era pe când nu se vedea, azi o vedem și nu e. Toată înțelepciunea lui Eminescu vine din cunoașterea lui, care era extraordinară. Din cauza asta el și consider un poet divin, ca și Homer, pentru că el stăpânea cunoașterea vremii. Deci el cunoștea filozofia germană când a scris la Steaua. Da. Deja l-a tradus pe Kant. Să ne întoarcem la Dorel Dișan. Nu fugiți la Kant. Da. Rămăsesem, era interesant ce mi-ați spus. Că dumneavoastră ca actor aveți curajul ăsta să spuneți. Erați mai fericit atunci. Eram mai fericit, nu numai eu. Toată generația mea. Ei, nu vorbiți în numele generației. Ba da, vorbesc în numele, că știu ce vorbesc acum. Ei, când ne întâlnim. Sunteți dizidenți ai democrației. Nu. Consider că am trecut dintr-o minciună într-o altă minciună mai mare. E vina noastră. Și consider că am trecut într-un regim, într-un sistem care nu mai are interes pentru cultură, ci are interes pentru stăpânirea mijloacelor de producție și preluarea puterii politice. Asta este. Ori pe mine asta nu mă interesează. Dumneavoastră aveați impresia că vă bucurați de mai mare importanță înainte, într-o dictatură. Știți? E un paradox. Da. Cu toate că niciunul dintre psalmii dumneavoastră, poate nu s-ar fi putut tipări în acea dictatură. Ar fi zis că a nebunit tovarășul Vișan. Da, deși vreau să spun că în perioada aceea pe care noi o condamnăm pentru anumite lucruri și e bine să o condamnăm pentru mizeriile pe care le-a făcut, în perioada aceea artistul se simțea artist. Acum artistul a devenit o unealtă. O unealtă a divertismentului. Lucruri pe care, zic ei, le cere publicul, ceea ce este o mare bazaconie, pentru că publicul nu cere niciodată. Sunteți de acord. Publicul găsește. E foarte greu de crezi. Acum, brusc, așa, mi-am amintit că l-ați avut asistent la facultate, profesor pe Login și asistent pe Bibanu. Bibanu. Demrădulescu. De la Demrădulescu, un secret al meseriei pe care doar Dem vi l-ar fi putut transmite. Folosirea spontaneității.
Cum? Să fii spontan. Dacă nu ești? Da, dacă nu ești, nu te faci artist. Adică dacă cineva îți propune o imagine, imediat trebuie să o redai. Sau îți pune o întrebare, sau un gest, imediat trebuie să ai răspunsul la el. Este o tehnică care se folosește și în Tibet, în filozofică. Sunt întrebările aceleași scurte cu bătaie din palme. Cum a făcut Dumnezeu lumea? Și să răspunde, zice, prin exteriorizarea gândului. Pui întrebarea și bați din palme. Și răspunsul? Și răspuns imediat, imediat, pac, răspunsul este foarte scurt. Să nu apuci să-l gândești. Și bați și tu din palme, da. Sunteți un om fericit? Da. Târziu. Da, mă, dezamăgirile mele. Am înțeles, târziu. Dar sunt. Ar fi inuman să nu fiu, în sensul în care eu înțeleg fericirea. Fericirea nu este un lucru pe care trebuie să-l ai. Și spre care trebuie să tinzi? Da, fericirea este o stare sufletească. De speranță? Da, de orice. Poți să fii fericit că găsești roșii în piață. Pe când dumneavoastră sunteți fericit când? Sunt fericit când văd roșiile mele când cresc și se înroșesc în grădină. Și numai de acolo mănânc. Știu cum sunt puse, știu ce sămânță este pusă și așa mai departe. Să ne întoarcem la psalmii noștri. Mai bine, la mai bine zis ai dumneavoastră și iată ce vers frumos. Numai nefericirea te face să vezi florile câmpului și cetina brazilor. De ce suntem noi oamenii așa construiți, domnule Vișan, ca numai nefericirea să ne facă să vedem florile câmpului și cetina brazilor? De ce? Pentru că așa am vrut. Așa am vrut, pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om, este singura ființă pe care a făcut-o Dumnezeu cu mâna lui. Și nu la poruncă divină să se facă, să fie, cum a zis despre lumină, despre iarbă. Fiat lux. Da, fiat lux. A zis să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Și l-a făcut pe om și l-a așezat în rai. În cinste, în adevăr, în dreptate și chiar în prietenia lui Dumnezeu. Și omul și-a refuzat dumnezeirea. A încălcat porunca divină și a știrbit harul dumnezeesc, asemănarea cu Dumnezeu, ca să aibă libertatea, cu care nu știe ce să facă nici astăzi. Dumnezeu nu se revelează omului, numai atât, pentru că omul l-a luat de după cap pe Dumnezeu, să meargă la o bere. De-aia s-a revelat numai și lui Moise și la toți ceilalți, numai sub formă de foc și a spus Dumnezeu cel nevăzut. Pentru că Dumnezeu este energie. Asta este chipul și asemănarea omului cu Dumnezeu. Energia. Omul așa a fost făcut și așa a fost lăsat după încălcarea poruncii dumnezeiești, ca să trăiască în această ambiguitate, să aleagă singur. Și aproape niciodată n-a ales calea care trebuie. Și dumneavoastră, când am vrut să vă ofer o șansă de a recupera măcar în imaginar față de propriul destin. Nu, mințeam dacă spuneam. Și v-am dat o șansă. Nu, de ce să mint? N-ați vrut să refaceți drumul alegând bine. Și a doua oară în imaginar ați preferat să alegeți tot prost. Tot prost. Păi ce om e ăsta? Ăsta e omul. Iisus a venit cu mântuirea, nu? Prin jertfa lui. Și lumea nu s-a mântuit. Dacă ar veni iar Iisus, astăzi l-am crucificat din nou. Deci ăsta este omul. În sfârșit, mi-a plăcut când vă priveam căldura și convingerea cu care povesteați. Vedeți, un actor are darul ăsta, ca atunci când spune o abstracțiune să te facă să vezi ceva concret. Da. Și când a spus de Dumnezeu care cu mâinile lui... l-a făcut pe om. Dar spuneți-mi, ați avut măcar o clipă în viață senzația că și dumneavoastră sunteți făcut cu mâinile lui Dumnezeu? Am tot timpul senzația asta. Că sunteți plămădit de Dumnezeu? Da, am tot timpul acest lucru pentru că țin această relație. Fără să fiu un habotnic, dar cred. Sunteți ortodox sau greco-catolic? Eu am fost greco-catolic, dar acum sunt ortodox. Ca așa părinții e. Au fost greco-catolici? Da, greco-catolici și au fost la noi toți. Sunteți botezat greco-catolic, nu? Da, la biserica greco-catolică. Din satul Tăușeni? Din sat, da. După 89 nu v-ați mai întors la greco-catolici? Nu, ne-am mai întors. Cine? Tot satul? Tot, da. Tot biserica satul. Din sat. Nu s-a mai întors. În ultima instanță, în credința mea, toate religiile au același cel, unitatea interioară a omului. Întrebare, dumneavoastră credeți că Dumnezeu poate să ierte pe un om care a dărâmat biserici? Da, da. Dumnezeu poate să ierte orice, numai că în fața lui Dumnezeu ți-ai știrbit asemănarea. Oricum, apropo de umplerea vieții cu sens, vreau să vă felicit. Pentru că
Nu v-ați lăsat doborât de faptul că au trecut mulți ani când n-ați fost solicitat în nebuniță, jucați în film, în teatru? Pentru că un actor, chiar dacă refuză, un actor autentic, abia așteaptă să cedeze. Primește. Actorul este singurul care vrea să muncească. Exact. Ori faptul că dumneavoastră, atâția ani, ați fost lipsit de materia muncii, nu v-ați lăsat doborât? Nu m-a doborât pentru că mi-am găsit alte căi. Da. Atunci când am început să scriu psalmi, am pornit de la credința asta că arta e foarte apropiată de religie. În ultima instanță, artistul este un propovăduitor laic. Și artistul relevează niște adevăruri ale existenței și ale vieții. Deci lucrează mâna lui Dumnezeu și în artă, după părerea mea. Ăsta era răspunsul de ce mă simt că sunt făcut de Dumnezeu. Când a scris primul psalm? Acum vreo 20 de ani. Trăia soția? Nu mai trăia. Dar atunci când am început să scriu psalmi, am pornit de la 3 psalmi. Și după aceea m-am golit total de inspirație. Ori limitam pe David, ori limitam pe Arghezi. Și am rămas așa vreo 3 ani de zile. Și după 3 ani de zile, cineva m-a dus la mănăstirea Recea, de lângă Târgu Mureș. Și acolo era un părintele Ioan. Nu da, știu, da, părintele Ioan, a, sigur. Așa, care avea premoniții. Avea și așa darul clarviziunii. Așa, clarviziunii. Și care m-a văzut și nu am vorbit cu el. V-a primit sau v-ați întâlnit întâmplător? Nu, n-am întâlnit acolo, că mergea la slujbă. E un părinte care a suferit mult. Da, da. A fost condamnat politic, nu? Da, da. Mi-a zis, vei avea o revelație. Și a plecat. V-a recunoscut? Nu știu. Eu n-am zis nimic, el a plecat. Și când am ieșit, eram cu persoana cu care, vorba lui Caragiale, cu persoana care m-a dus la mănăstire. Și când am ieșit din mănăstire, la poartă era o librărie cu cărți bisericești. Și am intrat acolo și am găsit o carte a lui Ernest Bernea, ceva despre iubire. Tatăl pictorului, da, Horia Bernea. Un om extraordinar. Părintele Bernea, știți că a făcut multă pușcărie. Știu. Am răsfoit acea carte și mi-a venit, într-adevăr a fost o revelație, despre ce să scriu în psalmi. Despre tot ce îl privește pe om. Despre iubire, despre ură, despre lacrimi, despre durere, despre plăcere, despre tot ce este legat de om. Și așa am început să scriu psalmi și în 3 ani de zile am scris. Și așa ați avut revelația. Da. Dar nu i-ați dedicat cartea părintelui Ioan, ci am văzut că e dedicată Gianinei. Da. Sufletul nu moare niciodată. Nu moare niciodată. Gianina e ultima dumneavoastră iubire? Este... E bine unde e. Închid această paranteză laică și iată un vers care mi-a plăcut mult dintr-un psalm al dumneavoastră. Crezutu m-am ciorchine străveziu de tămâioasă. Și iată tirighie rasă de pe doage. Ce înseamnă tirighie rasă? Tirighia este piatra aceea care se depune când fierbe vinul în butoaie. Se depune o piatră pe butoi, care în general se rade. Este ca și la apa calcaroasă. Așa se depune, se numește tirighie. Dumneavoastră faceți vin la țară, da, unde aveți o casă? Da, da. Și radeți tirighia cât de des? În general, fiecare an? Se bagă un lanț în butoi, care este legat cu o ață. Se bagă apă și se clătește și lanțul ăla face curățenie. Da, eu nu v-am invitat în calitate de tirighie rasă de pe doage, ci în calitate de ciorchine străveziu de tămâioasă. Cum pot eu să nu-mi aduc aminte mereu de via tatălui meu, de pârâiașul care curge prin mijlocul satului? Se mai aude pârâiașul? Da. N-a secat pârâiașul? El, satul n-a murit? Aproape că moare încet, încet. Mai sunt foarte puțini oameni acolo. Este un sat care... Cred că cel mai tânăr locuitor are 70 ceva de ani. Deci sunteți dintre copiii satului. Da, dintre copiii satului și acolo m-am format într-un mediu cu foarte mult bun simț. Pârâiașul cum se chema? Pârâul de la Ciurgău. Ciurgău. Că era un ciurgău acolo, o fântână care curge în continuu. Și de unde s-a alimentat satul? Era o apă foarte bună. Mai este, ziceți. Da. Și apa care prisosea, deci el curgea în continuu, se ducea prin sat și se ducea într-un lac și se duce în continuare. Iată, a trecut atâta istorie peste noi. Vă dați seama, dacă n-ar fi venit comunismul, dumneavoastră, născut într-un sat, băiat de brigadier silvic... Nu făceam școală. Poate ați fi fost popă. Era foarte greu să mergi din sat. Oamenii erau destul de săraci. Eu cred că asta e o idee falsă pe care v-a infiltrat-o comunismul. Nu, pentru că nu. Și înainte copiii de țărani deștepți făceau școală și ajungeau... din familii mai bogate. Și sau erau oameni mari care luau un copil
copil care vedeau că este într-adevăr bun și îl ajutau ca să facă acest lucru. N-ați fost un copil special? Erau și alți copii speciali acolo. Un mare pictor, Alexandru Chira, care a făcut acolo un monument extraordinar și care nu e băgat în circuitul național de turism. De ce? Din prostia noastră. Este unic în lume. Despre care se știe prea puțin. Prea puțin. Și că ne ducem să vizităm. Foarte interesantă este, La vară. Am vorbit cu cei de la județ să fac, au promis, n-au timp pentru așa ceva. Nu putem face autostradă, dar... Poți să fiți aproape de autostradă? Nu. E departe. E departe de autostradă. Dacă ar fi la autostradă, ar fi bine. Vindeam și noi pământul mai scump. Aveți pământ totuși? 4 hectare de pământ erau atunci, avea tată, care s-au împărțit la frați. Mama ce și-a dorit să deveniți? Popă sau dascăl. Iată, v-am nimerit. Da. Și pentru că au venit comuniștii, n-a fost să fiți popă și ați ajuns la școala de învățători. Da. Și aveți ceva de învățător, că doar de asta l-ați jucat așa de bine pe creangă sau nu numai de asta. Și iată, și dintr-un învățător cu har, ați devenit un actor cu har. De-aia și zic. Învățătorul, eu îl văd așa cum l-a văzut Goga, sfânt coborât dintr-o icoană. Așa era învățătorul atunci. Acum vedeți relația dintre elev și învățător s-a... Viciat. Viciat, s-a perimat, are alte sensuri. Și tot libertatea, cred că, neînțeleasă, e de vină. Libertatea neînțeleasă. Eu m-am format ca actor și am putut să-mi înțeleg limitele ca actor, pentru că acolo în sat, acolo se preda bunul simț. Mă uitam ce ridă aveți pe mijlocul frunții. Ați fost rănit? Da. Un frate de-al meu m-a tras prea tare de mână și am căzut cu capul pe un prun tăiat. La ce vârstă? Era mic, la vreo 2 ani. Nu, că acum îl remarc, timpul a accentuat acel ritm. Timpul, cum spune Shakespeare, viața e păiața timpului și timpul care măsoară totul se va termina și el odată. Aveți mai mult suflet de Hamlet sau suflet de Falstaff? Că de Hamlet Falstaff. N-ați jucat, dar Falstaff ați jucat. Aveți suflet de Falstaff. Falstaff este personajul cel mai complet din lume. Pentru că Shakespeare l-a pus în el și pe Hamlet, și pe Herrick, și pe toți. Adică a pus și eroismul, și mizeria, și viciu, și rugăciunea. Toate le-a pus în Falstaff. Așa vă regăsiți și dumneavoastră. Da. Cred că întotdeauna semnul din frunte v-a dat o expresie în plus. Omul însemnat pentru unii... E de bine, pentru unii e de rău. Depinde. Pentru noi a fost de bine Gorbaciov. Da. Deși am unele observații chiar și la domnul Gorbaciov. Nu pe domnul Gorbaciov. Domnul Gorbaciov n-a fost decât un instrument, al unui capac luat de pe o oală. Știi, o oală care, adevărul... care clocotea domnule Dișan. Acum clocotește iar. Știi ce a spus Eminescu? Este extraordinar. Ce un secol ne zice ceilalți de zic. Pentru că noi am mai fost odată burgheși. Și a venit un secol și a spus, nu e bine. Și ne-a băgat la canal și la închisoare și la cutare. Și a venit alt secol și a zis, stați mă, fraților, aia e bine. Deci, urcăm coborând și coborâm urcând. Asta din cine e? E din mine. Dumneavoastră. Dar nu pot să cred că după 89 n-ați simțit odată, vreodată măcar, că respirați mai bine și ceea ce înseamnă aerul libertății. Cum? Că până acum n-am înțeles asta. Am simțit și am fost și în mijlocul revoluției. Dar după o perioadă am intrat într-o mare dezamăgire în care sunt și astăzi. Imagine. Și dacă v-aș întreba un lucru, România astăzi, acum poate e o comparație forțată, dar dacă România ar fi Iacob, personajul dumneavoastră blocat în, cum se numea? În corfă. Corfă. Blocat pe o funie de funicular deasupra zăpezii, zile și zile. În ce fază credeți că e astăzi România Iacob? România întotdeauna a avut această putere de a reînvia, dar a avut în decursul istoriei foarte multe momente de a îngheța în corfă, de a nu se manifesta. Nu știu, parcă românii se manifestă numai în situații limită, atunci la un Oituz sau la Mărășești. Altfel, românul e destul de... De pleșuv, așa. Trece vreo zi în care să nu vă gândiți la moarte. Trec, dar o secundă tot mă gândesc. Tagore spunea, te-ai îndepărtat de moarte și viața ta este zadarnică. Chiar și în această carte scriu despre unchiul Romoniță, care în clipa morții a dat mâna cu cel care îl îngrija. În clipa când a murit.
I-a spus numai că e gata și a dat mâna cu el. Extraordinar. Extraordinar. Adică a plecat lucid. Da. Luându-și rămas da, bun. Da, pentru el moartea era începutul unei O trecere. Unchiul Romăniță cu ce se ocupa? Stupar. Se ocupa cu stupi. Deci și era cu agricultura, un... da? Era un țăran filozof. Credincios. Da, da, da. Îl iubeau oamenii și mergeau la el, îl întrebau tot felul de lucruri. Eu cred că am învățat înțelepciunea de la albine, de unde am învățat-o și eu. Foarte multă înțelepciune de la albine, de la natură în general. Dacă ați putea să vă alegeți o poziție în stup, ce ați alege? Ce v-ar plăcea să fiți, în afară de trântor? Știi că trântorul are rolul lui? Are rolul lui, are mai multe roluri în stup. Are mai multe roluri, nu numai rolul de fecundare și poate nici nu ajunge el acolo, că sunt alții, dar are și rol de a întreține buna dispoziție a albinelor. A, da? Da. Deci actorul da, e mai aproape face... de trântor. Da? Da, atunci. De trânturi. Da? Le face curte și le conduce până la Urdiniș. Urdiniș ce înseamnă? Locul de ieșire și de intrare a albinelor din stup. Da. Le conduce până acolo și ele zboară la cules și el se întoarce. Și se duce și se culcă. Și se duce. Nu, că nu de aici vine de trânturi. Nu, ei nu dorm. Ei au rosturi în stup. Încălzesc mierea, încălzesc puietul. Deci acum a reabilitat trânturul. Da, deci au rosturi până în momentul când rosturile lor se termină, matca este fecundată. Și atunci ai scot afară albinele și ei nu zic nimic. Să vezi cum se duc, vin albinele și îi duc și adună pe toți într-un loc și stau acolo așa și se uită la ele și mor de foame. În stup, da. Și mor triști? Mor triști. Atunci de unde numele nedrept de trântor, când li se putea spune altfel? E pentru că el nu face miere, adică el nu produce. De aici vine numele. Deci ca să nu te cheme trântor, da, trebuie să produci. Iată ce civilizație pragmatică. Păi, credeți că trântorii nu se revoltă niciodată când albinele îi pun deoparte? Ba da, se revoltă. Se întâmplă și vor la miere? Ei se revoltă când albinele încep să-i îndepărteze. Spre toamnă așa încep să-i îndepărteze. Sigur că se revoltă, ele nu-i lasă. Dar niciodată cu succes. Nu, n-ați văzut nu. Niciun stup luat în primire de trântori? Ba da. Ați văzut? Da, da, și da. Ce s-a întâmplat? Aceea se numește stupi bezmetici. De asta i-am cumpărat odată țara noastră cu un stup bezmetic. Da, și cum se întâmplă? Stup bezmetic. Se distruge. În câteva luni s-a distrus stupul. Gata. Fantastic. Pentru că acolo nu mai este matcă. Toată organizarea în stup o controlează o regină. Care se numește care matcă. Care se numește matcă. Da, și ea controlează. Într-un stup bezmetic, trântorii omoară matca? Nu, într-un stup bezmetic, matca moare din diferite cauze. Poate iese la jocul nupțial numai bine înapoi, că se duce ca bezmetic a 20 de kilometri, sau o mănâncă o prigorie. Prigoria ce e? O păsărică care pândește trântorii și albinele în aer. Ei, și când a dispărut matca din stup și nu sunt ouă proaspete depuse, albinele nu pot să-și facă o nouă regină, o nouă matcă. Din același ou, dacă e nefecundat, iese trântor, dacă e fecundat, iese albină lucrătoare sau matcă, dacă îi se pune hrană lăptișor de matcă. Și dacă nu iese matcă? Și dacă nu iese matcă, atunci albinele încep să depună ouă, depun ele ouă. Și în momentul când stupul simte că are ouă în stup, el nu se mai preocupă de alte lucruri. Dom'le, sunt ouă. Dar din ouăle acelea fiind nefecundate ies numai trântori. Și atunci stupul se va umple de trântori și gata, nu mai produce nimeni și s-a dus. Ați văzut cu ochii dumneavoastră? Da, sigur, am avut și eu stup bezmetic. Doamne, ce e înspăimântător din tot ce mi-ați spus, da, e propoziția nu mai produce nimeni. Nu mai produce nimeni. Groaznic. Și din cauza asta devine stup bezmetic și e foarte greu de aducerea readucerea la viață. Se duc albinele în altă parte, se scutură și atunci cele care sunt pline de ouă nu pot zbura. Groaznic. Și nu vin la stup. Deci e un stup care se care într-un în general fel se autodevoră. Da, poți eventual să iei ramele din acel stup ca să mai salvezi din albinele care mai sunt. O parte din trântorii lași să se ducă. Există albine care pleacă dintr-un stup bezmetic și se duc la alt stup? Sunt, dar sau nu prea. Ele nu prea își părăsesc. Numai în cazuri foarte speciale. Foarte interesant. De exemplu, dacă vine o ploaie și ea vine repede la stup, atunci poate greși stupul, deși simțul de orientare este atât de perfect, încât dacă ea pornește din acest punct unde este intrarea în stup, și eu mut stupul 2 cm mai la dreapta,
ea acolo va ateriza în locul de unde a plecat. Extra. Nu va ateriza la intrarea în stup, ci în locul de unde a plecat. Are memoria traseului. Are memoria traseului. Fantastic. Dar perfect. Dar nici eu nu pot înțelege și nici tu pare nu pot înțelege acest lucru, deși albinele au momente de lenevie, în ciuda faptului că ele nu cunosc lenea. Dar au momente când pot să-și permită o mică pauză să lenevească, să nu facă nimic, dar pe urmă când intră în lucru și este o organizare perfectă. Nu, dar din ce îmi spuneți, un lucru e limpede. Niciodată un trântor nu poate deveni matcă. Nu. Și niciodată o matcă nu poate juca rol de trântor. Nu, și nici de albină. De-aia am spus că am învățat foarte mult de la ele. Pentru că noi oamenii ne-am îndepărtat de legile naturii. Dar mi-aduc aminte de dumneavoastră acum câțiva ani. Întâmplător v-am văzut la Teatru Național. Și am avut un șoc. Aveați o paloare. Erați extraordinar de slab, erați o umbră și mi s-a Cum suntem în general. Bine, dar acum sunteți o umbră jovială și sănătoasă, pe când atunci se vedea boala pe dumneavoastră. E, cum ați făcut să vă smulgeți? Pentru că omul care are credință, se știe că îi se rezolvă lucrurile. M-am vindecat singur, dar prin masaje, Doin. Ce tip de masaje? Doin este o știință, o înțelepciune, care până la urmă a devenit religie și mi-e foarte greu să o practic. Pentru că este împotriva a tot ce am învățat. Adică? Cum să te apeși la genunchi și să funcționeze mai bine stomacul. Este o altă formă de înțelegere a omului. Adică omul nu este înțeles ca o existență materială, ci mai mult ca o manifestare vibratorie. Ca o formă de energie. A unei energii, dar care este, de fapt, parte din energia fundamentală a cosmosului. În fiecare zi, orice om care se scrutează pe sine, simte de mai multe ori, cred, că energia pâlpâie, că energia e în scădere. Da. Ce să facem? Trebuie învățate tehnicile de autovindecare. Dar pentru noi sunt foarte ciudate și suntem într-o mare ignoranță. Cum ați făcut să vă încărcați energetic din nou? În primul rând trebuie să crezi. Trebuie să crezi din tine, din interiorul tău. Pentru un actor e mai ușor, pentru că pentru înseamnă un actor e mai ușor, că are oarecum exercițiul credinței interioare și a unității interioare. Nu neapărat prin aceste metode poți să vindeci orice, dar prin aceste... Dai o șansă în plus. Exact. Și exemplu, chinezii la ora 5 dimineață fac exerciții de conducere a energiei, exerciții de întindere a meridianului. Dimineața la 5. Alții nici nu s-au culcat la ora respectivă. Salută soarele chinezii, da, și iată că îl salută cu folos. Salute. Faptul că omul este un cosmos mic, la noi nu este această credință. Origene, un înțelept creștin care a trăit în secolul al doilea, încă de atunci a spus, tu ești o lume în miniatură, în tine e și soarele, și luna, și stelele. Concret, ce ați făcut? Sunt pe față puncte în zona asta aici. Dar este o altă metodă, este o metodă vietnameză, care dacă sunt stimulate, unul răspunde ca și cum ai face tratament cu corticoizi și celălalt răspunde ca și cum ai face tratament cu penicilină. Deci corpul singur își poate produce aceste substanțe. Masând partea asta. Bine, botul... acum să fac o glumă. Dacă mă aude Ministerul Sănătății, o să spună că nicio legătură. Decât să se aprovizioneze cu medicamente, spitalele, să-și facă oamenii Vreau tratament. Vreau să spun că eu am făcut tratamentul combinat cu medicamente și cu această formă. Dar la un moment dat am renunțat la medicamente. Și niște masajul ăsta masajul, pe care l-ați învățat singur? Da, l-am învățat singur. Cu ce frecvență? La început trebuie să-l faci cam de 3 ori pe zi. Pentru orice lucru. Poți să faci un masaj pentru auz, poți să faci un masaj pentru văz, poți să faci un masaj pentru voce, poți să faci un masaj pentru inimă, pentru orice organ. Deci punctul acesta, dacă se masează în sensul acelor de sasornic, controlează ritmul inimii. Deci dacă ai palpitații și masezi acest punct, palpitațiile scad. Inimii. Și când ești nervos și agitat? Este un punct aici care se numește punctul stăpânirii de sine. La mâna stângă? Da, la amândouă mâinile. Deci, dacă pui degetul aici... Degetul mare? Degetul mare, imediat după el, este punctul stăpânirii de sine. Punctul artiștilor, reia tracul.
sincer, vreodată la intrarea în scenă, v-ați marcat seara, acest punct? Da, și fiecare punct are și o denumire din asta, înseamnă Oceanul Sclipitor, Valea Luminoasă. Suntem o hartă de puncte, da, fiecare. 360 de puncte, dar de fapt sunt cam 2000, poate chiar mai mult de 2000. De exemplu, punctul preferat pentru mine este punctul inimii. La degetul mic? Da, se mai numește punctul cioclilor. Acest punct. De ce? Pentru că el se presa când erau epidemii de murea multă lume, cei cioclii care duceau cadavrele apăsau aici acest punct și dacă nu era mișcare în corp, atunci omul era clar că era mort. E o lume pe care noi nu o cunoaștem. Și nu înseamnă că trebuie să aruncăm medicamentele. Nu, nu are nicio legătură, că și eu mai iau medicamente mai puțin și iau perioadă mai scurtă. Nu iau 6 zile, iau numai 3 și încep cu ale mele. Deci asta am învățat eu din filosofia orientală, să poți să stăpânești mintea. Japonezii, de exemplu, spun că boala intră prin minte și iese prin minte. Și să poți să înțelegi că totul este vremelnic și să nu te preocupe lumea. Ușor de spus. Păi, ușor de spus, dar e greu de făcut. Când ați fost dat afară din funcția de director de la Teatrul din Cluj și pensionat oarecum forțat, nu le cunoșteam. N-ați suferit? Ați suferit, chiar dacă știați și dumneavoastră la nivel cerebral că e momentul, că nu vă puteți eterniza acolo, că trebuia făcut acest gest. Mi-amintesc cu groază de o treabă din asta și acum nu pot întotdeauna să-mi stăpânesc ce spunea Ecleziastul, că totul este zădărnicie. Zădărnicia zădărniciilor. Este extraordinar dacă poți să înțelegi acest lucru. Și se face prin exercițiu. La început nu o să poți să-l faci. Prin exercițiu. De exemplu, ai un necaz mare. Nu poți să-l rezolvi dacă te dai cu capul de pereți. El tot se va rezolva cum se va rezolva. Și atunci trebuie să ți-l alungi tot timpul din minte. În momentul când zici, nu, du-te. Lasă-mă. N-am treabă cu tine. Pentru că altfel înnebunești. Puterea de a recunoaște că totul ne este trimis de undeva. Și binele și răul. Dar nu din același loc. Ba da. Din același loc. Binele este spre împlinire și răul spre încercare. Rugăciunea este o tehnică, de exemplu, de vindecare. Să ai credința că după această rugăciune cineva te aude. Dacă nu ai această credință, te rogi degeaba. Rugăciunea este ca o meditație. Toate celelalte lucruri le excluzi, că de fapt asta este meditația. Sigur că prima dată nu o să poți mai mult de 30 de secunde sau 50 de secunde și gata, îți vin gândurile cele nebune ale lumii. Și faci mereu această treabă, încerci 50 de secunde, încă o dată 50 de secunde. Dar rugăciunea nu trebuie să fie lungă, poate fi numai dintr-un cuvânt. Numele lui Iisus. Sau, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea inimii. Atât de rugăciunea. Și în secunda aia îl vezi pe Iisus, în secunda aia vezi ceva ce nu pot să explic. Vezi ceva care este în interiorul tău, acolo unde e de fapt Iisus și unde e Dumnezeu. Pentru că nu există pentru om mai mare necunoscut decât el însuși. Un scriitor francez spunea că în accepțiunea lui oamenii care nu se ocupă de suflet și nu-și cunosc sufletul sunt ca niște câini pierduți. Niște maidanezi. Niște maidanezi, care sunt ai nimănui. Da, da. Acum lui... că mi-a spus, îmi dau seama că de fapt imaginea cu câinii pierduți pe străzile noastre e propria noastră imagine. E propria noastră imagine. Ăștia suntem noi. Dar în altă ordine de idei, domnule Vișan, m-a mișcat cum vă imaginați Apocalipsa. Da. Dumneavoastră vedeți în Apocalipsă momentul în care oamenii nu mai au amintiri. Da. Din noianul de amintiri. Da. Dacă ar fi să alegem acum o amintire care să strălucească așa ca o babă de rouă într-o dimineață în care salutați soarele și nici albinele încă nu s-au trezit în casa dumneavoastră de la țară, depinde. Că sunteți, nu le-am spus telespectatorilor, că sunteți un navetist perpetu într-o casă de la țară, de lângă Cluj, un apartament din București și un apartament din Cluj. Aceste schimbări sunt extraordinare. Am o amintire care e legată tot de natură.
Am văzut odată un mușuroi de furnici care s-a mutat, pentru că eu am pus furnicid, că era în jurul albinelor, și atunci ele s-au mutat și mi-a făcut o impresie extraordinară. Deci s-au dus ca o armată. Am văzut armata română și armata nemțească, eram copil și mi-am amintesc, așa se duceau. În față mereau reginele, după ele veneau cele care duceau ouăle, care încă erau neeclozate, pe urmă venea puietul, pe urmă veneau celelalte cu provizii. Fiecare ducea câte ceva și aveam impresia că sunt hoardele alea care alucez, dar sunau așa. A fost ceva extraordinar. Legiuni. Ce de legiuni? Legiuni de furnici. Ce exemplu îți dă natura? Înțeleg ce contrariați sunteți în fiecare zi când vedeți haosul uman. Social, haosul uman. Deși în familia dumneavoastră nu aveți haos, nu? Băieții toți trei au făcut meserii pozitive, ca să zic așa, nu? Nu aveți artiști în casă. Se înțeleg foarte bine. Aveți artiști în casă? Toți sunt artiști. În felul lor, dar ce au studiat? Copiii sunt ingineri de calculatoare, de politică. Și sunt oameni pe picioarele lor. Dar lucrează în altă zonă, imobiliară. Construiesc, lucrează cu niște societăți străine. La Cluj? Chiar sunt în construcții. Au făcut o pensiune în Smida Park, se numește, lângă Doda Pili, cel mai înalt punct al Munților Apuseni, care e foarte căutată, dar e și foarte modernă și foarte specială. Cum se cheamă pensiunea? Smida Park. Reclama gratuită a unui tată iubitor. Da. Dar câte stele are Smida Park? Are mai puține acum, dar o să aibă mai multe. Mai puține acum. E o pensiune de lux, are 10 camere. În care poți să ai liniște și poți să... Poți să ai liniște, băile sunt personalizate, camerele sunt personalizate, bazin de not, sauna, apă caldă, apă rece. Ați fost vreodată acolo? Am fost o dată, am prins și eu un mic spațiu, pentru că e foarte greu de prins. Ei, pentru tata? Pentru tata, da. Chiar să le spun telespectatorilor că dumneavoastră aveți nu numai 3 fii, dar și 6 nepoți. Și 6 nepoți. Iată, sunteți într-un fel un fericit. Sunt. Aveți roluri care o să rămână, aveți 6 nepoți. În ultima instanță, aici este fericirea cea mai mare și rostul omului în a duce mai departe această speță despre care Eminescu spune că ar fi blestemată să trăiască în răutate. Din toți psalmii dumneavoastră, dacă ar fi să vă alegeți ceva ce vă caracterizează? Nu m-am gândit niciodată. M-ați prins nepregătit, vezi? Se înseamnă să te prindă binele nepregătit. Sunt multe versuri. Aveți ceva mai aproape de suflet? Cât de mărunt și ce meschin sunt, Doamne! Pe lângă mine firul de nisip e o Himalaie, iar lacrima-i ocean fără de mal și nesfârșită ploaie. Ce pildă măiastră și la ce umilință m-ai supus când l-ai urcat pe cruce pe Iisus ca să mă mântuiască. De ce mă lași, Părinte, să stărui în netrebnicie și jertfa ce era menită să șteargă răul lumii, s-o judec cu trufie? Dă-mi, Doamne, ochii înapoi și desfundă-mi urechile și rupe urâtul ce mă desparte pe mine de noi, când stau ca lupul hulpa pe albele zăpezi să-i sfâșii căprioarei nevinovați iezi. Nu-mi întorc fața către tine numai când mă încearcă cel mai viclean ca mine. Atunci-ți simt mărirea. Și atunci simt că tu singur ajungi de săvârșirea. Și atunci îmi dau seama ce la îndemână-i taina. Cum că iubirii îi e de ajuns iubirea.